O echipă de intervenție din cadrul Jandarmeriei Maramureș a fost direcționată luni de către dispeceratul Poliției Municipiului Baia Mare la o sală de jocuri situată pe Bulevardul Republicii, unde a fost sesizat faptul că un bărbat, care ar fi pierdut o sumă de bani la jocurile de noroc, se manifesta violent față de personalul localului și față de agenții firmei de pază, amenințându-i pe aceștia în mod repetat cu acte de violență fizică. Jandarmii ajunși la fața locului au constatat faptul că cele sesizate se confirmă. Persoana în cauză, încercând să fugă, a fost necesară imobilizarea acestuia, ulterior fiind condusă la sediul Poliției Municipiului Baia Mare pentru continuarea cercetărilor. Oamenii legii au întocmit actele de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare. Programul Casa Verde Fotovoltaice, prin care se acordă persoanelor fizice până la 20.000 de lei pentru instalarea de fotovoltaice, se relansează în decembrie 2021 și se va derula până la epuizarea bugetului, după principiul primul venit, primul servit. Programul a trecut de etapa autorizării instalatorilor, în care, pe lângă firme noi înscrise, au fost acceptați și instalatorii aprobați în etapa precedentă. Toți instalatorii validați deja în cadrul programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională până în prezent, rămân validați și pentru sesiunea viitoare. Aceștia nu trebuie să mai depună un nou dosar de validare în cadrul programului. În România există 15 zile libere ocazionate de sărbătorile legale. În 2022, multe dintre acestea pică în weekend, astfel încât nu pot fi considerate cu adevărat zile libere pentru români. Primele două zile ale anului, respectiv 1 și 2 ianuarie, vor fi în 2022 în weekend. Totuși, 3 weekenduri de anul viitor vor fi mai lungi, adică vor avea 3 zile. Asta datorită faptului că aceste sărbători pică fie lunia, fie vineria. Pe lângă cele 3 weekenduri lungi, mai sunt și alte weekenduri prelungite, cele de Paște și Rusalii, unde avem Vinerea Mare liberă, la fel ca și lunia de după Paște și Rusalii. În plus, mai există posibilitatea unei punți, așa cum a fost cazul și în acest an, de 1 decembrie. Astfel, în 2022, de Sfântul Andrei și 1 decembrie, va exista aceeași posibilitate, puntea fiind făcută cu ziua de vineri.